În cadrul ședinței Consiliului Județean, mehedinții de ieri s-au luat ultimele decizii înaintea semnării contractului de finanțare cu fonduri europene, a proiectului care vizează reabilitarea și modernizarea drumului județean 606A, cuprins între Plop și Balota. Au fost aprobate sumele totale care constituie contribuția Consiliului Județean Mehedinți la valoarea totală a proiectului. Astfel, efortul financiar al Consiliului Județean ajunge la 10,95% din proiect, adică 5,7 milioane de lei. Este o sumă importantă pe care o acoperim, dar țin mult la această investiție, la fel ca și la celelalte pe care le avem în implementare. Fiecare sector de drum pe care îl reabilităm contribuie la o infrastructură județeană modernă, la standardele europene actuale, acest fapt contribuind în ansamblu la dezvoltarea economică și turistică a județului, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, în cadrul ședinței. Contractul de finanțare pentru proiectul de modernizare a celor 19,3 km va fi semnat în perioada imediat următoare.